Fortăreața Libertății a fost sub asediu miercuri seara. Proteste violente au avut loc la Washington în timpul validării alegerilor prezidențiale care au avut loc în noiembrie. Mii de susținători ai președintelui în exercițiu, Donald Trump, care a declarat anterior că scrutinul în care a pierdut în fața democratului Joe Biden a fost falsificat, au pătruns cu forța în clădirea Capitoliului și au distrus totul în calea lor. În urma violențelor, 4 persoane au fost ucise, 10 de protestatari și polițiștii au fost răniți, iar peste 50 de persoane au fost reținute. Totul a început când președintele Donald Trump i-a cerut vicepreședintelui Mike Pence, care urma să conducă procedura de validare a alegerilor prezidențiale, să blocheze procesul și să răstoarne de unul singur rezultatele scrutinului. Pentru că Pence a refuzat să facă acest lucru, liderul de la Casa Albă le-a cerut protestatarilor care au ieșit la manifestații în susținerea sa să mărșăluiască spre Capitoliu pentru a pune presiune pe congresmenii reuniți în ședință. Ajunși acolo, aceștia au fost întâmpinați de forțele de ordine. Congresmenii s-au baricadat în cabinetele lor și au sperat că agenții de pază îi vor apăra de mulțimea furioasă. Unul dintre ei a deschis focul asupra unei femei care a încercat să forțeze o ușă. Vă atenționăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Femeia, care era veteran de război, a fost transportată la spital, însă nu a mai putut fi salvată. S-au tras focuri de armă din ambele părți, zeci de polițiști și protestatari au fost răniți. Politicieni din ambele tabere au pus presiune pe Trump să-și retragă susținătorii din Capitoliu. Și președintele ales, Joe Biden, s-a adresat națiunii în timpul violențelor. Îi cer lui Trump să meargă la televiziune, să își respecte jurământul, să apere Constituția și să pună capăt haosului. Acestea nu sunt proteste, este insurecție. În rezultat, Trump a înregistrat un mesaj video în care i-a îndemnat pe manifestanți să fie pașnici și să meargă acasă, însă a reiterat că alegerile au fost falsificate. Nu putem să le facem jocul acestor oameni, trebuie să avem pace, așa că duceți-vă acasă. Vă iubim, sunteți speciali. Susținătorii lui Trump au continuat însă să avanseze în interiorul clădirii, vandalizând birourile aleșilor poporului. Între timp, autoritățile locale au plasat capitala americană în stare de asediu, iar congresmenii au fost evacuați din Capitoliu. A fost necesară intervenția trupelor speciale și ofițerilor Gărzii Naționale. Pe parcurs, chiar și cei mai devotați susținători ai lui Trump i-au întors spatele unul câte unul. Un grup de congresmeni republicani l-au acuzat direct pe liderul de la Casa Albă de tentativă de lovitură de stat. Iar Ilhan Omar, unul dintre membrii Democrației Camerei Reprezentanților, a anunțat că redactează o declarație privind punerea sub acuzație a lui Trump pentru insurecție. Ulterior a fost pusă în discuție chiar și aplicarea articolului 25 din Constituția Statelor Unite, care ar fi presupus înlăturarea imediată a președintelui Trump pe motiv de sănătate psihică. Între timp, forțele de ordine au anunțat că au securizat clădirea, iar susținătorii lui Trump au fost îndepărtați. Târziu în noapte, ședința guvernului SUA a fost reluată, iar alegerile validate. Ulterior, președintele în exercițiu a publicat o declarație în care spune că, deși nu este de acord cu rezultatele scrutinului, va asigura totuși un transfer pașnic al puterii către Joe Biden. În urma evenimentelor, poliția și FBI au deschis mai multe anchete.